Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Cântec și Poveste. Ne găsim în Vinerea Mare, Vinerea Seacă sau, cum este cunoscută în popor, Vinerea Neagră. Este momentul în care cu toții ne pregătim să așteptăm lumina. Am pregătit și noi colacul, vinul și lumânarea, pentru că cu toții în această perioadă așteptăm să auzim din nou dangătul clopotilor sunând și să auzim chemarea: veniți, deluați lumina. Așteptăm cu drag învierea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și pentru că în această perioadă românii creștinii se pregăteau și trupește, dar și sufletește de întâlnirea cu marea sărbătoare a luminii, ascultând pricezne, aceste cântări de strană care au însoțit generații și generații de români în perioada aceasta minunată a postului mare și în perioada aceasta în care așteptăm cu toții să auzim preotul spunând: Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Așteptăm această mare sărbătoare a creștinilor, a românilor, cu multă credință în suflet, cu nădejde și cu bucurie. Ne vom aminti de aceste cântări ale neamului românesc, cântări ce au fost gândite, ce au fost trăite de sufletul credincioșilor din nord de țară, pricesnele, cum sunt ele cunoscute, pe care le vom urmări interpretate de voci deosebite ale cântecului popular din Transilvania. Să ne amintim așadar de cântecul neamului românesc care răsună pretutindeni în această perioadă. Cu o crucea în spate trec și acum, însângerat pe-al lumii drum, cu mâinile în piroane fiind, la uși închise eu suspin. Iartă-ne, Doamne, pe noi păcătoși, cu mâinile în piroane bat, la uși închise de păcat, n-aude nimeni și pornesc sub crucea grea, mă prăbușesc. Doamne, auzi în glasul meu când mă rog. Sunt plin de rând, de sânge splin, n-aude nimeni când suspin. Izvoare curg din jertfa mea, nu vine nimeni ca să bea. Dumnezeu, ne curățește pe noi păcătoși și ne miluiește. Eu sunt păstorul cel ceresc, dar oamenii mă ocolesc și chem pe toți, de toți mi dor. Eu sunt păstorul tuturor și chem pe toți, de toți mi dor. Eu sunt păstorul tuturor.
aștept învierea morților și viața veacului ce va să vină. Amin. Nu te dori, Iisuse, mâinile străpunse, cât viața noastră în păcate ascunse. Nu te doare asprimea spinilor cununii, cât umblarea noastră în căile dar și de acela
tău har grăiește. În mit te doare că-n păcat trăiește. Tot se plâng în lume că n-au de-o mulțime, dar că n-au credință nu se plânge nimeni. Tot se plâng că nu știi cu ce-or să trăiască, dar morții cu bani nu o să-i plătească. Nepăsare, dar și de acela ce-al tău har grăiește, în mit te doare că-n păcat trăiește. Domnul.
venit din putregai. Om departe de tresărit, și Iisus a tresărit. Doamne, într-o zi din viață, în față și am plâns de dimineață și nespus de fericit. Doamne, într-o zi pe cruce în față și am plâns de dimineață și nespus de ferie. Pricesnele sau cântările de strană, iată, ne însoțesc în această perioadă, pregătindu-ne sufletește de întâlnirea cu Sărbătoarea Luminii. Ele au însoțit întotdeauna românul în perioada posturilor de peste an, dar însoțesc creștinul și la Sfânta Liturghie. Atunci când preotul se împărtășește în Sfântul Altar, se cântă aceste adevărate imnuri închinate Dumnezeirii. Ne pregătim așadar să primim lumina, așteptând cu încredere marea sărbătoare a Învierii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Să ne bucurăm sufletul de cântările noastre străbune, de cântările care au însoțit atâtea generații de români. Dacă în viața e vreo ești dat în
plecat el. Dacă ți-o și foamete în lume
și sânge de frați se va vărsa. Și luna și soarele se vor întuneca și stelele din ceruri vor cădea. Iar cerul și pământul se vor cutremura și oamenii toți moartea vor căuta. Și apoi e mare întunecare cădea va pe pământ. La Domnul înfricoșați mulți vor veni, mulți se vor ruga ca munții să cadă peste dânsii, dar munții de acum nu vor mai fi. Se vor ruga ca morții să iasă din morminte, să intre cu toții de vii sub pământ. Și de veți fi atunci pe câmpuri, nu acasă, întoarcerea să nu vă fie în gând. Să știți că judecata de-apoi va fi aproape, când Domnul de toți va fi urât. Vegheați-l prin credință și rugăciune fierbinte și în inim să-l aveți pe Domnul sfânt. Se va arăta din cerul judecătorul lumii, venind cu mare slavă pe pământ. Și cei credincioși cânta vor lui mărirea, intrând cu bucurie în cerul sfânt. Iisus al meu, Mântuitor, din anii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. În zori de zi, când mă trezesc, smerit mă plec sub cruce, când toată lumea nu găsesc un scut mai bun și dulce, când toată lumea nu găsesc un scut mai bun și dulce. Când plec pe drum îndepărtat, Tu, Doamne, ești cu mine. Și Ție drumul cât de greu, e așa ușor cu Tine. Și Ție drumul cât de greu, e așa
așa ușor cu tine. Când am de suferit un chin, Tu, Doamne-mi dai putere. Și fie chinul cât de greu, eu simt o mângâiere. Și fie chinul cât de greu, eu simt o mângâiere. Și nu mă tem că voi pieri în marea de păcate, că Tu, al meu Mântuitor, mă izbăvești de toate. Că Tu, al meu Mântuitor, mă izbăvești de toate. Comoara care a fost de mine mult cătată, dar astăzi nu te-aș mai lăsa nici pentru lumea toată. Dar astăzi nu te-aș mai lăsa nici pentru lumea toată. Că Tu mi-ești sprijin nenecetat în cânt și în suspine, Iisus al meu Mântuitor, mă iartă și pe mine. Iisus al meu Mântuitor, mă iartă și pe mine.
gloanțele ce ne lovesc. Numai mâna ta le opresc. Și nu-s gloanțe mai pământ. Tu știi că eu doresc
cât voi trăi pe acest pământ. Iar când din lume voi pleca, o, Doamne, eu te-aș mai ruga să mă învrednicești să-ți cânt și acolo în ceriul tău preasfânt. Să mă învrednicești să-ți cânt și acolo în ceriul tău preasfânt. Ajută-mi, Doamne, Doamne Sfinte, ca și de astăzi înainte, să te slăvesc mereu, să-ți cânt cât voi trăi pe acest pământ. Să te slăvesc mereu, să-ți cânt cât voi trăi pe acest pământ. Ne pregătim să primim lumina. Ne pregătim de întâlnirea cu marea sărbătoare a învierii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ne-am pregătit și noi, echipa TVR Cluj, aici în studio, de întâlnirea cu această mare sărbătoare a luminii. Este aici pâinea, vinul și lumânarea, elemente ce nu lipsesc de pe masa niciunui creștin, a niciunui român. Ne-am pregătit pentru dumneavoastră cu aceste pricezne deosebite care ne aduc mai aproape de însemnătatea marii sărbători a luminii, a învierii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Întreaga echipă a postului nostru de televiziune vă spune de pe acum: Hristos a înviat și vă dorește sărbători fericite!